De la CSM București și-au testat abilitățile la karting. Vedetele Isabel Guldel și Lin Jorgensen s-au duelat într-o cursă inedită pe un circuit din capitală. Secundul de la CSM Adrian Vasile și fostul arbitru Constantin Zota le-au acompaniat pe noile achiziții ale campioanei României. Înainte de a-și arăta valoarea pe teren pentru CSM București, două dintre achizițiile campioanei României la handbal feminin și-au etalat calitățile la volan. Isabel Guldel și Lin Jorgensen s-au duelat într-o cursă inedită de karting pe circuitul IM Kart. Cele două transferuri ale CSM-ului pentru grupele Champions League i-au avut ca adversari în inedita cursă pe secundul Adrian Vasile, handbalistul Linus Persson și fostul arbitru de fotbal Zota. Fast also on the court. Well, I'm probably not the fastest one, but well, that's not my strong side. Campioana CSM București a început pregătirile sub comanda lui Mete Klit pentru participarea în Champions League. CSM face parte din grupa D a ligii, iar obiectivul este calificarea în Final Four. Anul ăsta vrem să ajungem în Final Four. După care sezonul următor vedem, dar nu putem să ne propunem să câștigăm Liga Campionilor din moment ce n-am jucat până acum în Liga Campionilor. On the paper we have a really good team, so if we just can get a good atmosphere and get it together, of course, it's something we can achieve. Această cursă demonstrativă a avut loc înaintea campionatului național de karting Dunlop. În competiția propriu-zisă, 66 de piloți s-au aliniat la start, iar cei mai mici participanți au avut doar 5 ani.